ne mai încărcăm și noi cu planuri bune, da? Kiss FM. Number one. Hit radio. Noi suntem flutori, trăim o zi, hai să trăim în parte, am încercat să le spunem că totul va fi ok și se vor reuni cu părinții, cu soții. Și tot în aceste ultimele zile din săptămâna trecută am ajutat și peste 220 de persoane. În bucătăria colegiului s-au preparat peste 220 de preparate calde pe care le-am livrat către trei cămine din Iași care aveau refugiați ucrainieni. Și e vorba de căminul Bunavestire din Curtea Mitropoliei. Este vorba de căminul 1 mai de la UMF și căminul studențesc Academus. Și am livrat acolo câte un prânz cald în 3 zile pentru mai bine de 220 persoane, așa cum ziceam. In the club, intro. Și a rănilor. Raniseptol. Numai bun de pus pe rană. Pentru adulți și copii peste 7 ani. Crampe musculare? Pe mine m-a ajutat anticârcel. La fel și pe prietenii mei care aveau aceleași probleme. Și pe mine. Știu și eu cum pot cârceii să-ți strice uneori ziua de antrenament. Și eu iau anticârcel, pentru că lipsa somnului din cauza cârceilor nu este deloc plăcută.